Criza forței de muncă din România este atât de acută încât soluția vine de la muncitorii din Asia. În restaurante, în magazine, saloane de înfrumusețare sau pe șantiere, vedem tot mai mulți străini angajați. Sharma a lăsat India acum un an și a venit să muncească la noi în țară. România is good country, good salary. Cu banii pe care îi câștigă aici și întreține părinții, soția și fiul de 5 ani, pe care i-a lăsat în India. A muncit și în Dubai, dar spune că în România reușește să se integreze mai bine. Nevoia de forță de muncă este atât de crescută și de urgentă, încât angajații precum Sharma sunt pentru multe firme rezolvarea la criza de personal. Pentru firma la care lucrează Radu, muncitorii indieni, pakistanezi și nepalezi reprezintă soluția. În acest depozit de pe lângă București sunt 9 angajați, dintre care 3 sunt străini. Am fost nevoiți să recurgem la forță de muncă din exteriorul țării. Ce ne oferă toată treaba asta? Multă predictibilitate. Au contracte ferme pe 2 ani de zile, timp în care noi ne putem baza pe ei. Iar acest caz este unul izolat. Anul acesta, guvernul a admis ca 100.000 de muncitori străini să fie admiși pe piața forței de muncă de la noi din țară. Strategia guvernului de a rezolva astfel criza forței de muncă vine la pachet cu o serie de minusuri, iar asta face ca angajarea propriu-zisă să dureze chiar și un an. Acest contingent de 100.000 de oameni a luat prin surprindere autoritățile. Discutăm de un volum de câteva mii de ori mai mult decât era inițial. Și atunci încă nu s-au așezat lucrurile nici la nivel de ambasade, nici la nivel local, IG și alte autorități care facilitează acest lucru. Am ajuns în punctul în care căutăm în orice domeniu, atâta timp cât muncitorul poate să lucreze cu limba engleză sau fără să se înțeleagă cu angajatorul. Peste 100.000 de angajați din state non-UE au venit să lucreze în România în ultimul deceniu.